Salut, pești! Voi face citirea pentru luna plină din pești. Luna plină care se perfectează pe 31 august la ora Bucureștiului 4:34 în 7 grade și 25 de minute pești. Este o lună plină când puteți să vedeți schimbări legate de aspectul general al vostru, de sănătate, dacă ați avut anumite începuturi cu 6 luni în urmă, ați început, eu știu, o cură de detoxifiere, ați încercat să vă schimbați aspectul fizic, să vă schimbați coafura sau îmbrăcămintea. Fiecare ce a urmărit. Haideți să vedem ce veți primi la această lună plină și ce atitudine puteți lua. Un 9 de spade. Am zice că veți remarca atitudinea unor persoane care nu v-au tocmai la inimă, își arată aceste sentimente și este un moment în care nu puteți face mare lucru, dar puteți să vă schimbați, să vă ascundeți scopurile, să nu vă puneți scopurile la dispoziția lor. Și iată cele trei cărți, iată trădare, un prinț de monede și patru de cupe. Am putea spune că această trădare adultă într-adevăr suferință, minciună, suferința voastră sufletească în urma trădării unor persoane. Poate că această persoană care vă trădează este un prinț de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Un bărbat care promite foarte mult să realizeze venituri, să realizeze o avere din munca lui. Este foarte dotat pentru a obține bani, pentru a acumula bani. Voi rămâneți parcă în așteptare, așteptați să vină iubirea, așteptați să vină acest prinț de monede, care poate pentru voi reprezintă iubirea, să vină să vă aducă ultima cupă plină, să fie fericire, iubire, poate să puteți aștepta și un copil. Deci este o atitudine pe care o aveți, aceea de a aștepta. A aștepta să primiți această iubire, dar totuși aveți aici și o trădare. Haideți să vedem ce spun runele. Am păstrat ce este posibil de citit. Acestea sunt rune benefice. Aceasta este o rună de condiționare și cele care nu sunt benefice. Am putea spune călătoria voastră în viață, acest rai de ochi reprezintă căruță și ne gândim la o călătorie, călătoria voastră prin viață, călătoria voastră eu știu, printr-o vizită la o persoană mai în vârstă, o vizită care vă solicită foarte mult să vă păstrați calmul, să vă păstrați simțul umorului sau, așa cum am spus, călătoria voastră prin viață, vorbim de o lună plină, deci după 6 luni de zile când ați încercat să ajungeți la inima acestui prinț de monede, voi s-ar putea să
considerăm călătoria voastră prin viață. A fost cu o persoană care, deci acest prinț de monede îl reprezintă un bărbat și iată aici o energie masculină care vă trădează. Am putea spune că nu v-ați putut da seama de această situație, o energie legată de o femeie care se implică probabil în această situație, o femeie care este invidioasă pe voi, pe situația voastră, vrea să vă aducă în puterea ei, voi nu v-ați putut folosi intuiția și n-ați observat interesul marcat de această femeie și de implicarea unor persoane. Aici avem o rună care ar trebui să arate omenie. Deci, implicarea unor persoane în intenția de a vă crea blocaje, de a vă crea probleme, de a o ajuta pe această femeie. Deci este o femeie egoistă, o femeie care își urmărește un scop, poate să își urmărească acela de a vă manipula și de a ajunge la acest prinț de monede. Deci este o invidie apărută. Dar totuși voi, dacă vă mențineți o atitudine corectă, vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, sunteți corecți în tot ceea ce faceți, atunci veți reuși cu ajutor divin să schimbați această situație negativă într-o situație benefică pentru voi, să fie totul benefic pentru voi. Și, bineînțeles, aici această schimbare vine aducând, am putea spune, daruri sentimentale, daruri materiale, aspecte benefice, dar și o schimbare lentă și stabilă. O schimbare lentă, stabilă, pe care o veți resimți atunci când veți avea momente benefice. Deci totul va fi atât de lent desfășurat în viața voastră, încât nu o să vă dați seama că viața voastră începe să devină altfel. Deci această schimbare lentă, benefică, cu declarații, daruri sentimentale, poate să reprezinte pentru unii chiar o logodnă pentru cei care aveți o relație mai veche. Aceasta ar fi citirea pentru voi. Deci aveți această trădare dată de această femeie invidioasă și persoanele care s-au implicat pentru a susține-o, iar voi așteptați, o așteptare lentă, stabilă, va veni și beneficul în viața voastră. Vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să vă abonați, puteți să dați un like, puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!